Ok. Păi, salut. Numele meu este Lucian. Pentru persoana nu cunoaște. Și am venit aici să discut despre, să discutăm despre tipuri în Haskell. După cum ziceam, o să fie o prezentare relativ teoretică. Nu, toate exemplele o să fie, să zicem, exemple standard din functional programming și teoria categoriilor. Da? Deși nu o să intru în conceptele de teoria categoriilor, pentru că vreau să vorbesc strict de tipuri. Ok. O să încep cu, să zicem, o parte introductivă. De ce avem nevoie de sisteme de tipuri? Păi, deja de câțiva ani bun de zile am dat seama că vrem să programăm cu tipuri și pentru că vrem să avem o documentație mai bună integrată în cod, dar și pentru că vrem să avem un tool static, da? De, un tool care să ne dea peste mână la compile time, să ne zică că ai greșit și trebuie neapărat să corectezi eroarea asta și dacă o să corectezi după aia o să fie bine sau aproape bine. În general, vrem să folosim tipurile pentru a face design, da? Citatul ăsta al lui Sussman, cred, e din introducerea de la Structure Interpretation of Computer Programs. Da. Mi-am dat seama că se potrivește bine aici. Ok. Mai recent au apărut sistemele astea de tipuri avansate, în care l-aș include și ăsta de Haskell, dar mai ales sistemele de tipuri bazate pe dependent types. Okay. Ideea e că astea au în spate o idee destul de simplă în esența ei, și anume că dacă scriem o semnătură de funcție, atunci asta poate fi tratată ca o propoziție logică, și dacă scriu un program, asta poate fi tratată ca o demonstrație a faptului că da, asta e definiția recursivă. Demonstrația faptului că ce am scris eu are un anumit tip, da? Sau din punct de vedere logic că știu că teorema aia ține, da? Și, mă rog, Haskell-ul merge pe ideea asta, dar nu are dependent types, ceea ce înseamnă că separă foarte strict tipurile de valori propriu-zise. Da? Noi o să încercăm să lucrăm mai mult la nivel de tip, adică o să scriu doar câteva exemple cu valori propriu-zise. Vreau cât mai mult să definez tipuri, dar cel puțin în slide-urile astea, cea mai mare parte a slide-urilor au tipuri. Ok, care e filozofia Haskell-ului? Păi e tipare puternică, la compile time, și am mai pus aici tipuri algebrice. Ce înseamnă asta? Că se bazează pe operații algebrice standard, adică înmulțire, împărțire, nu de numere. Da? O să vedem exact ce înseamnă înmulțire, împărțire, înmulțire și sumă. Da? Există ceea ce se cheamă product types, dar nu e înmulțire, e produs. Și există ceea ce se cheamă sum types. Și o să vedem exact care sunt astea. Și, bineînțeles, e filozofia că dacă trece de type checker, înseamnă că e corect sau aproape corect. Da? Haskell impune ceea ce se cheamă o verificare formală lightweight. Da? Adică, în principiu, programul ar trebui să fie corect cu o steluță acolo și un fine print, da? Se poate să nu. Dacă e un program pur scris în Haskell, atunci cel mai probabil, dacă trece type checker-ul, înseamnă că e corect. Dacă e un program, știu eu, cod monadic, I/O și așa mai departe, atunci e foarte posibil să nu meargă, pentru că depinde de multe alte variabile. Depinde de, dacă e I/O, cel puțin depinde de tot restul lumii, da? Ok. Cel mai simplu exemplu de la care pot să plec e cel al tipurilor de date primitive. Da?
În paranteză fie zis, stringul nu e tip de date primitiv, dar l-am pus aici ca să fie. Și o să dau exemplele astea și în terminal. Am un terminal cu GHCI și ce vreau să fac în mare parte a timpului, nu vreau să dau numerele propriu-zis, da, valori, ce-o fi, true, false și așa mai departe, ci vreau să folosesc acest două puncte T care mi afișează tipul unei valori. Da? Și bine, dacă zic tipul lui 3 care e două puncte, două puncte int, păi asta e cam redundant. Da? Știu deja că 3 e un int. Da? Acel două puncte, două puncte are, să zicem, două semnificații. Semnificația din Haskell propriu-zisă e că okay, 3 are tipul de date int. O altă semnificație de care îmi place mie să, știu, să mă leg și să le povestesc studenților e că int ăsta poate fi văzut ca o mulțime. Da? Și pot să zic 3 aparține mulțimii întregilor. Și dacă zic chestia asta, ok, ar trebui să-mi zică că ce am scris eu acolo are tipul de date int. Da? Și că intul este parte din aceeași mulțime a intului. Ah, nu, prea, ok. Mă întrebam de ce apare de două ori. Pentru că el a luat expresia cu tot, adică 3, 2 puncte, 2 puncte int și a afișat tipul. Și de-aia ziceam, e cam redundant. Ce a făcut? El nici nu s-a străduit prea mult să evalueze expresia. Adică pur și simplu a vrut să ia tipul și cam atât. Ok. Pot să zic și, să zicem, un număr foarte mare și ăsta o să fie integer în principiu, da? Diferența dintre int și integer este că integer merge pe mărime arbitrare. Și ăsta e integer. Ok, ce se întâmplă dacă nu pun acel două puncte, două puncte int sau... Dacă fac asta, de exemplu, pentru stringul ăla, the cake is a lie, ok, o să-mi zică că e o listă de caractere. Și lista de caractere, după cum ziceam, e un tip compus. Dar undeva printr-o bibliotecă de Haskell e pus type aliasul, type string egal cu listă de char. Da? Dar sunt alte limbaje funcționale, puternic tipate, în care stringul nu e același lucru cu listă de caractere. Da? Ok, dacă zic, de exemplu, 2.t42, ăsta o să zic ceva foarte ciudat. Ideea e că Haskell-ul are în spate un motor de inferență a tipurilor, ca să-i zicem așa, un nume foarte pompos, care încearcă să găsească cel mai general tip care se leagă la valoarea aia, da? Și și-a dat el seama că 42 ăsta e un număr. Nu și-a dat seama ce fel de număr. Ok? Poate să fie un număr întreg, poate să fie un float, e pur și simplu some kind of number. O să vedem un pic mai încolo ce înseamnă chestia asta, numa, rezulta. Dar asta nu e o funcție, și o restricție aplicată tipului A. Ok? De asemenea, dacă zic 2.t 2.0, asta ce o să zică? Da, bă. E... Va fi tot la fel ceva generic. Tot ceva de genul ăsta. Să fraction. Da. Da, corect. El găsește un subset al numerelor, al numerelor în general, care sunt numerele astea fracționale. Da? Și, în principiu, eu aș putea să leg 2.0 ăsta la orice. La orice fracțional. În cazul de față, float sau double. Și nu mai știu de alte numere fracționale în Haskell. Poți să-i dai 2.i fracționări să te arăt puterea?
Ok. Da. Sunt definite. Da. Cum arată, cum e definită familia, practic. Da. Deci, da. Ok, deci... dacă îi dau chestia asta, el îmi dă informații despre clasa asta, o să vedem un pic mai încolo ce înseamnă clasă, și îmi dă ce tipuri de date implementează chestia asta, adică respectă restricția de fractional. Ok? Bun. Astea sunt câteva tipuri primitive și acum ce vreau să fac, o să trec direct la definirea de tipul noi. Ok? Și m-am gândit eu la câteva tipuri foarte, foarte basic, cele mai simple tipuri cu putință care pot exista într-un limbaj cu tipuri de date algebrice. Și, bineînțeles, cel mai simplu e un tip fără constructori. În paranteză, fie zis, și un constructor e o funcție care îmi construiește tipul pe care l-am definit eu sau un alt tip, da? Și haideți să facem asta. Creat aici un fișier care este foarte, foarte basic. Ce am făcut? Am încercat să ascund toate definițiile în afară de câteva, da? Care s-ar putea să fie mie utile. Dar nu avem liste, nu prea avem. Avem stringuri, ionez, nu prea avem mai nimic. Și am zis că avem acolo un data void care, mă rog, nu are niciun constructor. La ce e util ăsta? Păi nu prea e util. Folosesc matematicienii pentru a modela cumva calcule care nu se termină. Dar e un fel de bottom type. În rest, în practică, nu prea cred că o să folosească cineva vreodată. După aia am zis că am un tip de dată care se cheamă unit. Da? Și ăsta are un singur constructor pe numele lui MKUnit. Da? Bun. Și acum haideți să ne întoarcem în consolă. Ok. Și aici să vedem care e tipul de date din MKUnit. Da? Avem, putem să lucrăm în sfârșit un tip. Și asta e. Mă rog, am zis că o funcție în cazul de față e chiar o valoare și e singura valoare. În Haskell, tipul ăsta, în biblioteca standard, se notează cu paranteză deschisă, paranteză închisă și echivalentul lui void din C. Da? Adică e folosit mai ales la calcule care implică I/O și care nu întorc nimic, doar la efecte laterale. Deci e util la ceva. Ok. Bun, am plecat de la tipul de date cu singura valoare, tipul de date cu două valori este boolean. Da? E... nu știu, există un tip de date cu două valori? Așa, în mod natural. S-ar putea să existe mai multe, dar... gender. Ok. Genul nostru. O să încep cu false. Și ok, aici am introdus o altă chestie și anume paranteza aia, paranteza, bara aia verticală. Ok, bara asta verticală îmi zice că tipul meu de date are doi constructori, false sau true, da? Și un fel de ăsta e un fel de sau exclusiv, da? În sensul că valorile astea, știu, nu poate exista o valoare între și nu o să fie niciodată egală în cealaltă, da? Și din capul locului o să fac ceva foarte urât și am mai spun chestia asta. Pentru că fac asta pentru că vreau să afișez valorile, da? Să pot să fac asta. Este singurul motiv. Și mai târziu o să mi-l le type checker-ul dacă nu am asta acolo. Ok. Și dacă îi dau reload și zic două puncte false, două puncte de false, well, ăsta e un lucru. Da?
Bun. Ce mai aveam? Am mai pus eu un exemplu aici, o unitate de măsură, da? Și pe asta am început, i-am zis așa, data kilogram are un constructor make kilogram, mă rog, nu e foarte inspirat. Putea să fie și doar capacele? Da, putea să fie. Poate să fie orice. Ideea e că în partea stângă a egalului am nume de tipuri, da, care încep cu literă mare. În partea dreaptă am nume de constructori care primesc ca parametri tipuri. Da? Și în cazul de față, make kilogram e un constructor care primește un int și întoarce un kilogram. Da? Și ce o să fac acum e că nu o să-i zic data, o să-l fac cu new type. Okay? Motivul pentru care folosesc new type e unul pur practic, și anume că new type seamănă foarte mult cu data, doar că acceptă doar un singur constructor, un singur parametru. Și seamănă oarecum cu un sinonim de tip, doar că nu e un sinonim de tip. De exemplu, la ce e util dacă am kilograme și pounds sau altceva, sau dacă am lei și dolari, da? Și vreau să fac conversia între ei. Dacă creez două new type-uri de-astea, ăla mă obligă după aia să fac conversia explicit, da? Deci face type checking. Nu pot să fac cast implicit cum facem Java sau C, de la dolari la lei. Și îmi dă puțin mai multă siguranță chestia asta. Bine, dar diferența principală e că între data și new type nu ai runtime. Ok, da. Ce face new type în plus față de data este că la compilare face erasure complet la informațiile legate de tip. Pentru că își permite să facă asta. Adică după ce am făcut verificarea de tip, el nu mai interesează că ăla e kilogram sau altceva. El îl vede ca pe un întreg. Dacă foloseam data, probabil putea să facă asta, dar nu neapărat. Adică, eu nu știu, nu e definită treaba asta undeva în limba. Depinde de compilator. Ar putea să facă dacă ce? Dacă se uite și vede că numărul de constructori e unul singur, ca să nu mai facă tagging. Da, ar putea să... Dacă vede că numărul de constructori e doar unul și că e folosit ca atare, adică nu știu cum ar putea fi folosit să... E vreo diferență de folosire între astea două? De data și de tag? Nu. Deci, în teoria, nu merge doar cu... Da? Da, nu știu. Da. Nu știu de ce a fost inclus ca un keyword separat, dar există în Haskell și de obicei când vrem să facem funcții de genul ăsta plus in new type. Nu, dar serios, dar de ce? De ce sunt separate? Ok, deci trebuie să fie vreo optimizare la compilare sau... Da. Dar trebuie să... Nu, sigur e optimizare la compilare, deci tipii care au făcut nu știu, care au standardizat Haskell 98, că probabil acolo a fost introdus. Pe vremea cu resurse puține și... Da, dar... Not necessary. Google! E clar că ești performanță, adică ți-aduce... Întrebarea e dacă acum ai putea să faci aceeași optimizare fără să folosești new type. Da. Știi, cam asta e. Probabil că da. Probabil că atunci... Sau acum 20-30 de ani, când a fost făcut primul compilator de Haskell, yeah, nu era așa de ușor. Vrei să ne întrebăm pe Google? Să nu vă bagă. Bine, bine, da. O să facem asta după. Da. Eu am mai căutat în început, dar nu am găsit. Nu am găsit foarte multe chestii. Doar că new type e folosibil în cazul ăsta. Da, știu, e dezamăgitor. Forțează cum ok. Bun, și acum eu vreau să văd tipul lui make kilogram. Și într-adevăr asta e o funcție care primește un întreg, întoarce un, mă rog, o valoare în unitatea asta de măsură. Da. Ok. Bun, și ăsta a fost chiar, cred că, un puțin de exemplu practic din prezentarea asta. Bun, după aia avem câteva tipuri de date, le-am numit eu canonice.
În sensul că sunt tipuri de date pe care în principiu poți construi orice alt tip de date, da? Și astea sunt tipul produs, tipul sumă, adică fix, să zicem, core-ul tipurilor de date algebrice. De fapt, este suma, produsul și x-ul. Sau? Suma e... And, or, sau exclusiv x-ul, and-ul și sau. Nu, dar sau neexclusiv nu există aici. Nu există sau inclusiv în sistemul de tipuri. Ok. Bun. Păi produsul arată în Haskell, de obicei A, virgulă B sau variațiuni pe tema asta. Dar eu am zis că ăsta e sintactic sugar și am vrut să-mi creez propriul tip de date, care se cheamă pair, primește două tipuri de date A și B, da, și are un singur constructor pe numele lui pair, care primește două valori, una de tipul A, alta de tipul B, și întoarce o pereche. Și să vedem cum funcționează asta. Păi, tipul lui pair, da, e o funcție care primește un A și un B, și întoarce perechea lor. Așa. Și să zicem pair de 2 și C. Unde C e un caracter oricare. Da? Păi iau un număr. Un char. Mă rog, în cazul de față e o pereche dintre un număr și un char. Și mapează numărul la char. Deci îl definește ca num de A care este o pereche de A. Nu, num de A e o restricție pusă asupra tipului A. Ca ăla să fie număr. Deci num de A ăla e ca o interfață. Adică zice că A trebuie să implementeze anumite funcții. E interfață. Eu, de exemplu, aici pot să-i zic două puncte, per de int și char. Da? Și ok. Da, pentru că i-am dat eu tipul explicit. Pot să-i zic pair de integer și char. Sau, mă rog. Trebuie și varianta pair de num și char. Ce are num și char? Nu, că num nu e un tip. Nu e un tip, e sub. Da. Generalitatea. Da, în schimb, pot să-i dau și pair de float și char. Da, dar nu am tipurile astea nu le-am importat, da? Dar dacă îi dau per de char și char, vă să țin. Vă Deci, da, nu e zic, și da, pe scurt ce îmi zice este că el s-ar aștepta să primească un caracter și caracterul ăla nu e un număr, da? Și nu face typecast. Ok. Și mai un tip de date maybe sau option, cam aceeași chestie, pe care eu l-am definit aici într-un mod foarte ciudat. Înainte aveam either. Da, am nevoie de either. Bun, tipul de date sumă. Se cheamă either, nu știu, în scala sau în either. Ok. Care e tot un tip care primește două tipuri ca parametru. Și are doi constructori, da? Deci tipul ăsta față de pair este complementar sau, cum aș putea să-i zic altfel, ortogonal, să zicem, cu pair, da? Și are doi constructori, un constructor left care ține o valoare din A sau right care ține o valoare din B. Ok. Și practic astea două sunt sumă și produs. Pot să fac orice cu ele, pot să construiesc alte tipuri. Ce am vrut să fac după aia, am vrut să construiesc tipul de date maybe pe bază lui either. Ok. Și maybe ăsta e de fapt either
unit sau A, unde A e un tip primit pe parametru. Okay. Maybe ăsta te gândeai să fie un fel de option. Da. Ce face type ăsta mă ajută să-mi creez sinonime de tip. Da? Deci either unit sau A sau maybe A, din punctul de vedere al compilatorului, nu contează. Ok? E doar o altă denumire dată aceluiași tip. Evident, definiția asta e nu neapărat că e urâtă, mie mi se pare frumoasă, așa privind dintr-o perspectivă pur academică, dar problema e că nu pot să fac pattern matching pe ea. Da? Dacă am o valoare de tipul ăsta și vreau să văd dacă e nothing sau just A, da, nu o să meargă. E destul de greu de folosit. Și de-aia, în practică, se folosește... Poate nu vrei să fie unit, ci vrei să fie nothing sau nothing sau ceva. Da, mă rog, hai să zicem că denumirile nu contează așa de mult. Stai așa, nu poți să facem ce pe ideea de că nu ca unit? Ba... Și la echivalent da, poți să faci în principiu. Știu că m-am lovit odată de problema asta. Adică am încercat să fac. E mai greu de utilizat. În principiu merge, dar... Da, de vreo că nu vrei să spui. E mai growing problems. Da. Știi? Ok, cum se definește el în Haskell, chiar în biblioteca standard? E maybe A, e nimic. Da? Sau... A. Ok. Mi se pare mai frumos. Da, e... Straightforward. It just works. Ce e? Pe principiu totul s-a mai. Ce anume? Nothing. Nu, e un nou tip. Ah, ok. Nothing e un constructor. Un constructor. Hai să vedem. Da, mi se pare interesantă sintaxa asta de... Bun. Ce am făcut eu aici? Am creat un tip de date noi, nou, care se cheamă maybe și are doi constructori. Nothing, care nu primește niciun parametru, și just, care e o funcție care primește o valoare de tipul A oarecare și întoarce un maybe de A. Da? Și putem să vedem asta. Ok? Și nothing. Asta sunt. Ok. Și pot să văd, de exemplu, just... Nothing nu trebuia să fie nothing? Da. Ah, bă, da, okay. Ok. Nu, este tipul de date maybe A. Ok. Și ăsta e maybe lista de caractere. Ok. Bun. Alte tipuri canonice, mai rar utilizate în practică, sunt tipul identitate și tipul const. O să le implementez aici doar just for fun, dar chiar nu sunt foarte utile, să zicem. Asta putea să fie un new type. Ok, și aici numele constructorului e același ca numele tipului. Și chiar așa e și în biblioteca standard. Și data const de A și B, al cu const de A. Okay. Identity s-ar putea, dacă ajunge să lucrați cu monade foarte des, probabil să-l folosiți pe undeva. Adică nu mai știu exact unde am văzut, dar știu sigur că l-am văzut folosit în contextul ăsta. Monade, functuri, functuri aplicativi. Adică unde are sens să pui, în loc să pui F de A, să pui identity de A. Da? Const, nu prea cred, dar e un tip interesant și, să zicem, dă naștere unui pattern care în Haskell se cheamă Phantom Types. Da? Deci se poate întâmpla să am în Haskell un tip de date care primește ca parametru un alt tip și nu-l folosește. Da?
din vari motive. De exemplu, vreau să am un tip de date pentru care să implementez functor. Vreau să fac functor, dar valori, n-am valori de tip A, am doar string-uri sau doar numere și, mă rog, e mai simplu să fac așa. Ok. Dacă aveți voi alte întrebări, comentarii. Cred că am ceva. Phantom types, ce rău e? Phantom types e... Ăsta e exemplu clasic. Const, mai exact. Pot să zic, de exemplu, myType de A egal cu un constructor care nu are deloc A în el. Nu depinde deloc de A. Adică tipul efectiv primește ca parametru un alt tip, dar nu folosește deloc. Nu folosește un fel de underscore. Da. Ok, și la ce e ajută să mă întâlnesc state machine, adică în loc de cost poți să ai, de exemplu, plane. Știi, plane ca avion. Iar B poate să fie un data type care se numește aterizat sau decolat. Și tu poți să ai funcții care îți recunoască, nu știu, doar avion aterizate și funcții care îți recunoască doar avion decolate. Și cumva state-ul ăsta mă zici doar un tipul, dar n-ai nimic în data, exemplu. O să facem un exemplu cu asta, un pic mai dubios, dar să facem. Ok, înțeles de avantaj. Ok. Bun. Alte tipuri de date, păi ca în, știu, orice alt limbaj care are tipuri de date algebrice, pot să fac structuri de date recursive. Mie nu-mi place să le zic structuri de date recursive, deși le-am denumit acolo așa. Îmi place să le zic tipuri de date inductive. Da? Pentru că astea sunt. Dar sunt tipuri de date pe care faci inducții. Ok? Serios. Da. Și în alte limbaje, pe cum coc, chiar așa se cheamă. Pe cum ce? Coc. Ac, da, coc, astea mai e un fel de da. Mega teorie. Chestii, da, mai ciudată. Sper să vă prezentare despre asta. Bun. Și am definit eu o reprezentare unară a numerelor naturale. Și ce e un număr natural unar? Puteam să fac și o reprezentare binară, dar mai mult și n-am rost. Păi e ori 0, da? Ori un succesor al unui număr natural. Da? And that's about it, actually. Haideți să-l și folosim. O să zic că... Să zicem 0, e un număr natural, da? Succesor de succesor de succesor de 0, ăsta este 3. Da? Ăsta e un număr natural, da? Nu cred că o să ajungeți să folosiți în practică chestia asta, dar e folosită în mathematics destul de des. Adică e o reprezentare foarte... utilă pentru inducție structurală, după cum ziceam. Da. Ok, și listele, ok, astea-s... N-am putut să definez listele exact la Haskell, așa că le definesc destul de apropiat. Și listele ce au, păi, constructorul listă vidă, ok, și un constructor, i-am zis eu, cons, da? Care vine de la construi, așa, care primește o valoare de tipul A și o valoare de tipul list de A și îmi construiește o listă nouă. Asta e cam scap. Da. Și, mă rog, asta merge similar cu ce am făcut mai devreme. Am empty și const de 2, 3, 4, empty. Îmi pare interesant că empty, deși nu e funcție, e o valoare, e totuși o valoare polimorfică, adică listul e listă de A, nu e listă de... Nu știu ce fel de listă vreți da.
Și nu oricum, dacă definești top level-ul, variabilă care are valoarea n, o să fie valoare tare, pentru că o poți folosi după aia în orice tip de date care se leagă la app. Există cazuri în care dacă definești intern într-o funcție ceva ca entity, după aia să nu poți să... E slab polimorfic, adică depinde de care tipul efectiv al funcției mamă, mai bine. E a funcției care conține funcția definiției interne. Dar cumva cu polimorfism de rank and not, de la rank and, rank and types? Not sure. Nu cred. Nu. De obicei zice weak și strong polymorphism. Nu, spun acum terminologia. Da, de exemplu... Ok, nu vreau să intru în detalii. Okay. Că sunt câteva diferențe între Haskell și Canon, aici, și Objective Canon, la partea asta de polimorfism și putem discuta după. Ce e interesant aici e că numerele și listele seamănă foarte mult în structură. Da? Și nu știu, câți dintre voi ați fost la prezentarea Adrianei? 1, 2, 3... 4. Ok. Ideea e că se leagă oarecum cu partea de teoria categoriilor, în sensul că numerele sunt o refalgebră inițială, da, și sunt izomorfice cu listele. Da? Și în plus, ca să gândim un pic mai practic, putem să obținem în mod foarte natural lungimea unei liste din lista propriu-zisă, da? Doar având structura listei, nu ne interesează elementele. Și, de fapt, lungimea listei este structura asta care uită elementele din listă, da? Uită, efectiv, valorile. Chestia aia forgetful algebra sau ceva? Da. Ok, deci are și un sens matematic chestia asta. Și, practic, not ar fi o listă de unit? Da. Sau putem să zicem și listă de void, dar nu e util, nu poate fi utilizat listă de void. Mă rog, poți să-i pui undefined, dar nu defined e o valoare. Da, nu-i trebuie. Dar da, ideea cam asta e. Dar ar merge cu list de unit. Și numeri consurile. Și e fix aceea chestie. Da. Ok. Ok, dacă mai aveți alte întrebări, pentru că o să trec în clasă. Bun. Am văzut până acum destul de des semnul la rezultă, da, egal săgeată. Și aveam numa rezultă A sau numa rezultă ceva care depinde de A. De fapt, aia ce spunea că tipul de date A trebuie să fie în clasa de tipuri, să fie instanța clasei de tipuri NaN, da? Ce e o clasă de tipuri? E o interfață, Java, ca să-i spunem. Dar e echivalentă cu interfețele din Java. De fapt, probabil Philip Adler, când a stat de vorbă cu aia, de ei s-a inspirat. Foarte probabil. Așa. Și... pe scurt, e o formă de polimorfism ad hoc care ne lasă să definim anumite funcții doar pentru anumite tipuri, da? Atunci când are sens. De exemplu, egalitate are sens pentru orice în afară de funcții. Da? Nu, e cam greu să definești în mod general egalitatea pe funcții. If not impossible. ORD e o clasă de tipuri care ordonează, da, are practic funcțiile mai mic, mai mare și mai departe. Și aia nu merge decât pe structuri de date unde are sens să, da, să ai o ordonare. Și ce am făcut eu aici? Am ascuns mai devreme tot și am zis hai să implementez AQ, da? Că e o chestie destul de simplă și să-l instanțiem pe bool în AQ. Și that goes very simple.
numele clasei e Q, da? Primește ca parametru un tip și where ăsta îmi zice de aici încolo urmează definiția. Da? Și asta o să primească o funcție egal-egal, da? Care primește două valori de tipul A și întoarce un boolean pe care l-am definit mai sus. Și instance ăsta e un fel de implement sau ceva de genul ăsta. Da? Ok. Dar ai diferențe mare dintre clasa Haskell și clasa de Java? Așa că... Sunt lucruri complet diferite, clasa de Java și clasa de Haskell. Astea în Haskell se numesc clase de tipuri și, practic, spre deosebire de clasele Java, nu conțin niciun fel de definiții sau nu conțin... Pot să conțină, dar, mă rog, nu, în mod normal nu conțin definiții de funcții, ci doar interfețe de funcții, adică doar semnături. Ok, aici nu avem multe variante. Avem true egal egal cu true. Asta este true, evident. False egal egal cu false egal cu true. Și orice altceva, da, egal egal cu orice altceva, nu mă mai chinui prea tare să aliniez astea, e false. N-am aliniat egalurile astea. Da, să mă prind la margine. Ok. Și, mă rog, în general asta poate fi definită și pentru naturi și pentru identity. Evident, dacă tipul A primit de identity e parte din EQ, atunci orice tip de genul ăsta poate fi și identity. Dar nu vreau să fac asta. Cam, that's the basic idea. Noi, mai departe, în exemplu pe care vreau să dau la sfârșit, nu o să folosesc nici măcar definițiile astea, da? Am vrut doar să ilustrez cum funcționează type class-urile. Și, haideți să vedem cum funcționează. Păi, true egal cu true. Ok. Și true egal cu false. Care și tipul egal, da? Haideți să vedem. E exact ala pe care am definit noi în clas, da? Important e că are restricția aia, da? EQA rezultă. Ăla e începutul. Dacă tipul A nu are instanță pentru EQ, atunci o să urle compilatorul, ceea ce din punctul nostru de vedere e foarte bine. Înseamnă că am făcut ceva greșit. Pentru chestiile NAT, cum mai implementai egal egal? Adică fi chestii recursive în care trebuie să te intri până când ai elementul de bază, elementul de bază, true de regulă și după aia... Da. Ok. E exact parcurgerea structurii de dată. Mm-hmm. Right. Let's see. Instance EQ NAT where? Pentru liste nu fac, pentru că... E aceeași chestie. E, da, în mare parte aceeași chestie. Deci la asta încep cu... Încep cu 0. Care e Z și ăla e true. Ok, și să zicem succesor de N1 egal egal cu succesor de N2 și asta egal cu N1 egal egal cu N2. Ceea ce. Și... Mă rog, e foarte frumos așa. Este așa, îți mai trebuie un caz în care... Îmi mai trebuie și încă un caz, da. E... A, în care, da, asta e restul smart-ului. Asta. Da. Chestia asta, când se compilează, de ce se compilează până la urmă? Adică, dacă ăsta e egalul tău pentru numele naturale, asta arată like, oribil de ineficient. Chiar o să știu. Da, chiar o să știu. O să știe oribil de ineficient. Și
De aia, de exemplu, n-aș folosi un limbaj cu dependent types pentru așa ceva, pentru că alea, by default, vin cu numere naturale definite în felul ăsta. Și de obicei, ce se face din ce am văzut, ei scriu o interfață și niște teoreme în limbajul în Agda sau IDRI sau HOC sau așa, și după aia există tool-uri care convertesc automat la un Haskell sau un OCaml. Da, dar oricum acolo ei folosesc ca la doar un type system. Nu cred că au impact la runtime, nu? Adică, de obicei, doar în semnături se folosesc asta. Da, dar nu prea știu ce înseamnă runtime acolo, pentru că, sincer, nu prea ajung să evaluezi funcții decât foarte rar. Adică, din ce știu eu, e o combinație între phantom types și tipuri din astea naturale. Și atunci bagi în phantom type tipul ăsta și... Cred că ar fi util să luăm un exemplu concret și aș lua IDRIS, care e cel mai apropiat de un limbaj de programare gen Haskell. Și acolo, cred că totuși nu poți să... Nu știu dacă convertește numerele astea în biți. Ar putea să facă asta. Adică să iau un succesor, dar dacă e un număr foarte mare, I don't know. Dacă e un număr foarte mare dat la runtime. Da, da, înțeleg, da. Nu cred că știe să reprezinte direct poate un număr în bila. Știi? Da, okay. Și IDRIS, de-aia l-am luat, că e foarte apropiat de Haskell și ca sintaxă și ca tot. Și ei zic pe site-ul lor că l-au făcut să fie un limbaj de programare cu dependent types, adică nu un proof of system. Mm-hmm. Proof of system e pe locul 2. Let's see if this works. O să zic de 0 pentru început egal cu 0. Și asta e false. Și egal cu succesor de succesor de 0 și asta e false. Dacă mai pun un succesor aici și îmi compactez. Și, evident, dacă aș fi într-un limbaj cu dependent types, aș putea să verific proprietatea asta. Ai cum să faci o chestie care să-ți convertească din, inturi, cum ar veni, să spui 3 de exemplu și să-ți convertească într-un format de genul ăsta? Da, e destul de ușor de făcut. Adică îți scazi unul la fiecare pas și... Da, nu știam cum funcționează ca mecanism în Haskell, să-i spui că, well, ok, atunci când eu îți dau literalul ăsta, vreau să-mi convertești în chestia asta. De ce vorbim pe sintaxă? Poți să faci, cred că poți să faci, dar e cam greu să faci asta, poți să faci instance num de ăla. Doar că e cam greu pentru că numul are, pentru a avea un tip în clasa de tipuri num, trebuie să implementezi și negate. Și numele naturale nu pot fi negate. Deci apare numerele naturale, nu sunt numere. În Haskell, cel puțin. A, poți să faci un constructor P, de gestor, nu? Și poți să ai P, 0. Și ai minus. Da, poți să mai pui un constructor. Sau poți să ai încă un field care să-ți dea semnul, de exemplu. Adică sunt mai multe variante aici. Și asta nu știu. Deci, în Haskell, dacă definești n-am, poți să... Face vreo loc pe sintaxa de numere? Adică dacă scrii unul să se transformă la... Cred că da. Adică și pentru că trebuie să implementezi from integral, cred. Și from integral... Ah, ok. Da, asta faci. Nu știu. Bun. Dacă mai aveți alte întrebări, de aici începe ceva absolut dubios. O să fie de deep end. Asta o să fie de deep end? Da. Okay. Crezi că o să ne pierzi? Sper să nu. Okay. Bun. Care e ideea în Haskell? Tipurile au și ele tipuri. Se cheamă kinds. Ok. Ce bun. Ok, observați că până acum am lucrat cu tipuri care primesc ca parametru alte tipuri. Da? Tipuri de date parametrice, whatever. De exemplu, Haskell nu mă lasă, haideți să încercăm, să am o funcție de genul, sunt aici, să zic my func, două puncte, maybe, da?
Haideți să începem să compilăm asta. Mă rog, haide să-i dau... implementare. Da. Yeah. Oh, da. Și e normal, pentru că din punctul de vedere al sistemului de tipuri Haskell, nu are absolut niciun sens ce am scris acolo. Da? De ce? Pentru că... maybe ăsta e un tip de date care primește ca parametru un alt tip de date. Da? Așa cum se plânge că suntem cumva nespecializat. Da. Sau că nu are formare. Se plânge, în principiu, el vrea doar tipuri de date care au kind-ul steluță. Dacă un tip de date nu are kind-ul steluță, nu se-i plac. Ever. Da? Și cum? Da. Trebuie neapărat să-i pun o variabilă de tip sau ceva de genul ăsta, da? Să zic maybe, yeah. Okay. Da? Okay. Și atunci el primește ca parametru something, da? Și kind-ul lui maybe, yeah. Da. Haide să-i dau întâi. Este luță, da? Acum e o chestie care mi-a venit pe loc. Există un tip de date care construiește funcții. Adică eu pot să zic că my func este a maybe a. Da? Și săgeata asta ieșea un constructor. De fapt nu e greu de zis. E doar tipul. E doar tipul, da. Dar e un tip de date care primește doi parametri și întoarce un alt tip de dată, da? Și kind-ul tipului ăstuia... Poate? Ok, stai, nu, eram curios. Ce... Așa. E... Dar ce tipul rezultatului funcției asta e? Vreau să știu. Da. Primește două kind-uri, reprezintă un kind. Da. Da. Și kind-urile alea sunt steluțe. Pe vremuri, da, pe vremurile, știu, The Dark Ages, pe la GHC 72 sau 74, kind-urile alea erau semnul întrebării. Da, asta e kind-ish, nu e kind. Steluțele era semnul întrebării? Steluțele astea 3. Era semnul întrebării, semnul întrebării, semnul întrebării. Era mai ok semnul întrebării, de ce au pus steluță? Nu știu, așa au definit ei caietele. E, deja, aici sunt, mă rog, tot fel de... De unde a venit ideea? Din matematică. Da. Cum numerele naturale nu sunt întregi, la fel și numerele întregi nu sunt reale. Right. Bă, da, sunt. Ok. Well, da. Ok. This is it cu kind-urile. De ce am vrut, am ținut neapărat să fac kind-uri? Pentru a arăta că există un fel de constructor la nivel de tip, da? Deci tipurile astea sunt mai mult decât niște, cel puțin în Haskell, da? Nu sunt chiar valori. Dar sunt un pic mai mult decât niște simple valori, da? Pot fi compuse. Ok. Care e goal-ul meu final? Vreau să definez numere la nivel de tip. Practic, dacă avem numere la nivel de tip și putem să le folosim ca atare, înseamnă că, teoretic... O să pun o întrebare tâmpenă. Da. Ok. Pe cât biți? O steluță instanțiată, cât biți ocupă? Nu, nu ocupă niciun bit. Unde pentru ocupă? Că... Ce o referențiază? În urmă nu ocupă niciun bit. E doar o informație nu, de natură. Cum se folosește? Da. Cum se folosește? Ok, în care etapă a compilatorului? În... Ceva la început, pe la începutul compilării, în primii pași, se face sinteză de tip și type checking. Așa.
După asta, Haskell-ul rade tot ce înseamnă informații de tip, sau cât poate. Și după aia sunt zero bits legate de kinduri și așa mai departe. Asta. Încerc asta să fie doar la nivel de tip. Da. Ok. Nu știu dacă am pus neapărat întrebarea, dar nu v-ați așa. Nu, e ok. Cumva trebuie să interpreteze ca fiind... Mă refer la informația asta. Așa. Sau machine code nu știe de tipuri. Nu. Nu știu. Dar în general asta nu e o teoremă pe undeva care zice că ok, dacă compilatorul e corect, atunci programul fără tipuri e echivalent cu ăla cu tipuri. Deci, ok, revenind la argonul meu, e de a avea numere la nivel de tip. Da? Și de ce vreau să fac asta? Pentru că înseamnă că dacă am asta, teoretic, aș putea, teoretic, nu neapărat și practic, aș putea să am o mașină Turing, da? Care să lucreze la compilatare și să fac orice calcule vreau eu. Ok. Practic să fac un fel de metaprogramare, templating, nu știu. Sau pur și simplu să lucrez la nivel de tip, da? Să fac calcule la nivel de tip, care să-mi verifice după aia că valorile mele sunt corecte. Și ce am făcut eu aici, haideți să fac asta și... Am definit două tipuri de date, un tip care se cheamă 0 și un tip care se cheamă succesor de R. Ok? Nu le-am dat constructori, pentru că nu mă interesează să-i folosesc efectiv ca valori. Mă interesează să-i folosesc doar la nivel de tip. Da? Pentru a face type checking, inferență de tip, ce mai fi. Și cum funcționează astea? Păi nu pot decât să le verific kindurile, da? Altceva n-am ce să fac. Succesor de 0 este luț. De asemenea, în cazul de față pot să zic succesor de int și tot este luț, da? But that's kind of the same. E the same din punct de vedere al Haskell-ului, al compilatorului, dar este urând din punct de vedere semantic. În sensul că nu prea are niciun sens succesor de int. Dar e un tip, succesor e un alt tip, I don't know. Și ce o să fac acum? O să creez o clasă de tipuri specială pentru tipurile astea două. Da. Și o să-i zic că i-am zis eu acolo card n de la cardinalități. Da. Where? Și clasa asta nu are niciun constructor, nicio funcție, da? Nu mă interesează. La fel, e o clasă pe care o folosesc doar pentru type checking. Nu vreau să definez funcții deloc cu ea. Da? Până aici sunteți cu mine cât de cât? Da. Eu m-am gândit la card, dar mă rog. La cardul de card. Nu știu ce să card din amintețile. În teoria mulțimilor. Da. Numărul de elemente sau ceva de ceva? Câte elemente asta? Practic, cam asta ar fi. Adică... Nu știu, succesor de succesor de 0 ar fi corespondent cu cardinalitatea, mulțime de cardinalitate 2, echivalent de genul ăsta. Dar nu am înțeles, ai la data Z și data S, care e treaba? Sunt două tipuri de date, da, care codifică cumva numele naturale. Mai de uite, tu dacă definești tipurile astea de date, tu mai poți să le folosești după aia în listă de a... definit mai sus. Da. Nu au nicio legătură. Astea sunt tipuri, alea sunt valori. Ok. Deci sunt complet separate, pot să stau liniște. Ok. Și, după cum ziceam, vreau să fac o clasă specială. Instanțe care să aibă instanțe doar pentru tipurile astea, da? Și pot să zic instance card z where nimic, aici se termină, da? Asta, semantica e, z e o instanță a clasei card, da? Și instance
Și aici un pic mai ciudat. Dacă N este instanța clasei card, atunci și succesor de N e, da? Și practic acum eu le-am cam definit ca numere, da? Adică dacă îmi creez o funcție și pun restricția asta, card de N rezultă ceva, atunci nu o să pot să lucrez decât cu tipurile astea două de date, 10 cu SD. Da? Asta e singura utilitate, de-aia am creat clasa asta. Cool. Ok. Să vedem că compilează. Și acum, nu știu cum, hai să-i zic așa. SD int, două puncte, două puncte. Cum să zic. Ar trebui să definesc o funcție. Ideea e că ăsta nu o să fie în card. Da? Pentru că int nu este în card. Dar s de 0 o să fie în card și s de s de s de oricâte ori de 0 și ăsta o să fie în clasa aia, da? Ok. Întrebări să ne rămâne aici. Nu, s-ar putea să nu pară foarte intuitiv sau foarte util. Am încercat să folosesc tipuri ca valori, da? Doar că momentan nu pot să fac nimic cu ele. N-am adunare, n-am nimic de genul ăsta. Și nici nu știu dacă pot să definez operații de genul ăsta, da? Bun. O aplicație la care am găsit eu util ăsta este să avem, de exemplu, o listă de lungime N. Da? Vreau să am o listă care are lungimea 3 sau o listă care are lungimea 0. În cazul în care e lista vide, da? Și vreau să... Dar vrem să avem o listă care are lungimea 450 de miliarde, 200... O să ajung și acolo. Așa. O să ajung și acolo. E o întrebare foarte bună. Da. Deocamdată să începem. Let's start small. Așa. Puteam pune restricții la nivel de tipuri ca să nu poți să definești, de exemplu, succesoare string sau... Cam asta am făcut eu cu clasa asta, card. Adică am pus în card doar pe 10 și pe succesor de N, în așa fel încât să... După aia, când vreau să folosesc ca atare 10 succesori, să le pun restricția să fie în card. Adică pun restricția în funcție. Da? Card de N rezultă succesor de N, de exemplu. La nivel de tip. O să vedem imediat cum funcționează asta. Ok. Le-am zis vectori, pentru că am uitat, de exemplu, în hoc și vectorii sunt definiți ceva de genul ăsta. Da? Adică vectorii însemnând liste de lungime N. Ok? E un limbaj pe nume Q, COP, de la Pocoșu Gari, care... Inventate niște francezi. Da. Așa. Care are sistemul de tipuri foarte asemănător cu Haskell, doar că acolo tipurile pot fi valori și pot fi manipulate ca valori. Ți-ai prins la Haskell. S-a gândit să dau ceva în plăzit. Și limbajul de COP se numește Galim. Aaaa! Deci... Ok. Bun. Am făcut eu un new type aici, vector de N și A, da? Și l-am definit cu funcție de listă pentru că e destul de intuitiv să fac asta. Da? Are un constructor vector. Știi că bărbații sunt cu atractivitatea și cum trece acum. Cetrul și femeile sunt cu limbajul, deci... Și-am ales de urile bine. Ăsta e tipul vector, da? Și vedeți că ăsta e un phantom type, adică nu a folosit nicăieri N. Da?
Bine, în slide-uri l-am făcut eu un record type, adică am zis un... Ok. From vector, da? Asta e o funcție. From vector, care primește un vector și îmi face listă. Ok, nu o să o folosesc, dar am zis să introduc și elementul ăsta de sintaxă, oarecum. Dar ăsta e o notație de tip înregistrare sau record syntax. Da. Ok. Și compilează. Da. Așa. Și hai să dau și asta. Da. Momentan nu vreau să văd decât kind-ul vector, de exemplu, da? Și kind-ul lui vector de 0. Și al lui vector de 0 și int. Nu vreau să lucrez momentan cu valori pentru că n-ar avea sens. Problema aici e că Haskell nu ne oferă toată flexibilitatea de care am avea nevoie, adică e exact chestia aia cu lipsa dependent types. Și N-ul ăsta momentan e cam inutil, da? Trebuie să definim noi niște smart constructori, așa le zice în Haskell, practic niște funcții care să lucreze ca axiome, da? Adică lista vide de lungime N, adică de lungime 0, da? Și lista, o listă oarecare de lungime succesor de N, da? Ok. Și am luat eu două funcții care o să fie smart constructorii mei, vnil și vcons. Și haideți să le implementăm. Am zis că ăsta e un vector de lungime 0 și tipul A. Da? Vnil este vector pe lista vidă. E ok? Și să defini și vcons. Un vector... aici o să pun restricția, da? Ca să n-am surprize după aia. Primește, ce primește? O valoare de tipul A, da? O valoare de tipul vector de N și A și îmi construiește un vector nou de lungime N plus 1. Ok? Și să și implementăm de x la vector de cons de hai să zic așa, vector de xs, da? Este vector neapărat de cons de x la xs, da? Și nu am dolar, așa că o să folosesc paranteze. That's it. Să vedem cum merge. Ok, a compilat, ceea ce e un semn foarte bun. Și să zic, vanil, no show. Deriving show. Acum pot să vă explic ce face mecanismul ăsta cu deriving. Îmi creează el o instanță automată pentru clasa show. Clasa show are o funcție care se cheamă show, cu litere mici, care îmi convertește în fel de toString. Da? Îmi convertește valori în stringuri ca să poată fi afișată pe ecran. În rest, nu prea are altă utilitate. Nu este în sfârșit show list? Ai scos cu noi, nu ai acolo la data? Imediat.
Și am și un, mă rog, un int am. Platform vectors. Ce? Pe clar că mi se fie așa platform vector data? Nu. Am făcut o prostie. Trebuie să fie așa. Mersi. Cred că ar fi mers oricum, pentru că nu folosesc funcția nicăieri. Dar, ok. Bun. Acum să vedem unul. Păi, ok. Care e tipul lui vinil? E ăla care am așteptat să fie. Și vcons de 2 la vinil. E ăsta. Și tipul ăsta ia e vector de lungime 1 chiar. Da? There's as much as we can do with that. Okay. Asta e vector lungime 3 and so on and so forth. Ok, ce am mai făcut eu, am mai definit head și tail. Și motivul pentru care am vrut să definez head și tail este că, spre deosebire de funcțiile head și tail standard din Haskell, astea sunt funcții totale. Da? Adică orice input i-aș da, funcția asta o să întoarcă eroare, o să întoarcă ceva, o semnificație, dar sunt cât de cât ok. Și motivul pentru care asta e ok este că, haideți să punem semnăturile funcțiilor. Da. Asta ce face? Primești un vector de lungime cel puțin 1. Da. Și întoarce primul element. Și mă ajută faptul că am pus restricția aia în tip, da? Ca vectorul să aibă lungimea cel puțin 1. Dacă nu făceam asta, well, era același same old head pe care l-avem și în Haskell și care pe listă vidă face urât. Asta nu o să fac niciodată, e safe. Și de obicei avem ceva de genul vector de const de x la ceva. Nu ne interesează ce, cal cu x. Da? Și vtail e similar. Vector de succesor de n și a. Da? Întoarce un vector de n și a. Okay. Și vtail e fix ca ăla, doar că întoarce al doilea element, nu primul. X de ceva la XS egal cu vector XS. Și putem să-și testăm asta. Aveam chestia asta frumoasă. Și haideți să vedem. Vtail. Și motivul pentru care am folosit vtail o să-l vedeți imediat. It works. Dacă dau vtail pe vinil, da, o să primesc o eroare de tip. Atenție, eroare de tip. Adică asta o să fie aruncată la compiler. Ok? Și care e tipul lui vtail ăsta? Păi, listă de lungime 2. Și tipul lui vtail de vinil nu e. Da? Same problem. Acum, care e problema cu asta? Trebuie să fiu sincer. Dacă eu defineam vinil și vcons greșit, se ducea totul de rău, da?
Adică dacă ziceam vânil e vector de succesor de Z și A sau succesor de N și A, nu merge. Da? Trebuie să mă bazez astea sunt axiome. Nu pot să verific corectitudinea lor. Ok? Dacă aveam un limbaj cu dependent types, puteam să fac și asta. În Haskell, nu pot. Și practic, când export, îți expoți doar tipul vector, nu și constructorul vector. Da. Și export și vânil și vă da, 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 da. Și... ce mai fi? Bun. Întrebări aici. Putem să scrie concat? Trebuie să știm să facem modulare, nu? Și ai... mi-a anticipat slide-ul următor. Ok. Ok. Deci... să începem o problemă a definiției astea, e problema cu 4 milioane, nu știu cât. Da? 400 miliarde. Ok. Poate să fie și 20. Tot e nasol, da? Dacă vreau să folosesc ceva de genul ăsta, de exemplu, văzusem undeva pe Wiki-ul Haskell, un exemplu tot așa cu type level natural numbers, și definea rezistori între valorile 3 și 30 kΩ, da? Să fie safe. Adică ei verificau că orice valoare îi da, e în intervalul ăla. Și era foarte urât. Da? Deci dacă încep să lucrez cu valori mari, trebuie să le scrii de mult. Trebuie să-ți definești ten egal cu succesor de succesor de succesor de nu știu ce. Da? Să definesc tipul de date ten. Și e urât. Dacă aveam dependent types, nu... ăsta ar fi avut probleme, dar mergea. Dar... bun. Avem o problemă. Dacă vrem să definim funcția vappen, care să arate ceva de genul așa, de tip, by default nu merge. Adică am căutat cum se face treaba asta acum câteva zile. Și... mi-am dat seama că implementarea ar avea nevoie, am făcut implementarea, o să vă arăt, nu implementez acum, n-am pe slide-uri, o să vă arăt doar așa o bucată de cod. Are nevoie de ceea ce se cheamă type families, care e un alt fel de polimorfism ad hoc, dar la nivel de tip pot să am un tip de date care să primească ca valori doar anumite tipuri. Da? Și în cazul de față, tipurile, bineînțeles, sunt 0 și succesor de n. Și pot să definesc un type family pentru care să fac operațiile de adunare. Da? Dar ăsta nu e Haskell standard. Sau ce puțin versiunea de Haskell în care am programat eu 7.6 nu era standard. Nu știu dacă e în Haskell 2010, dar mă îndoiesc. Și mai e chestia cu undecidable instances, da? Care zice că toate instanțele de tip ar trebui să fie decidabile. Da? În sensul computer science de decidabilitate. Dacă nu sunt, well, o să arunci o eroare Haskell-ul, dar din fericire are extensie care poate să zică, ok, te las să folosești instanțele decidabile. Scuze, care e sensul computer science de decidability? Dacă primești o procedură de calcul... Deci, revin la type family. Deci type family e pentru tipuri, așa cum e type class pentru... sau type family e pentru type classes, așa cum e type class pentru tipuri? Type family este un fel de... asta e să găsesc. Un fel de... cred că extensă nu trebuie. Așa ceva este. Hai să vedem exact. Exemplu. O să deschid un tab nou, cred că reference examples, așa am zis. Ok, vedeți că am activat ăsta aici. Asta. Așa, și am creat eu un type family care se cheamă adnat, da? Care primește două tipuri, și Y. Și după aia eu pot să specializez familia asta de tipuri pentru diverse tipuri. Dar familia asta e un tip, nu e o clasă, da? Deci e un pic mai low decât clasele de tipuri. Pot să o folosesc ca pe un tip. Mm-hmm.
Probabil mai are și alte aplicații utile, dar nu am explorat foarte mult subiectul. Poți să ne arăt unde a fost adunată la? Da. Sau mă Hai să facem un pic partea asta, okay. Să explic aici ce înseamnă. Practic aici am definit adunarea pe numere la nivel de tip. Da? Folosim type families. Adică na, Z plus N egal cu N, succesor de N plus N egal cu N. Da. Definiția axiomatică a funcției plus. Da. Bun. Și cum am folosit-o? Ăsta-i va append. Da. A trebuit să definesc un append. Mă rog, puteam să folosesc plus plus, da. N-am vrut. Și care e ideea aici? Păi adnat ăla e un tip, da? Și acum îmi dau seama că am uitat ceva. Aici trebuia să pun și restricția card de N. Da? Da. Și primește doi vectori, unul de lungime A, de lungime M. Întoarce vectorul de lungime N plus N. This works. Adică, na, e ok. Să încarc ăsta în GHC. Să sper că merge. Merge. Ok. Să zic că va append de cons 2 unit. Să facem mai frumos. Unit. Așa, la cons de 1 și cons 5. Și ăsta o să fie, o să, mă rog, merge. E ok, da? Bun. Și dacă vreau să văd care e tipul, tipul ei este vector de adnat de 2 și 2. Da. Și ea. Și întrebarea acum e ce o să se întâmple dacă dacă fac v-head, de exemplu, pe ea, da? Ideea e că el e Haskell, ca de obicei, e destul de lazy și nu a făcut calculul acolo. Adică nu a calculat efectiv 2 plus 2, ci a zis, ok, e vector de lungimea 2 plus 2, cât o fi aia. Dar dacă îi dau v-head pe el, da? O să-l oblig să facă calculul ăsta. Cred că ar fi fost mai interesant să-i dau tail chiar. Foarte frumos. O problemă pe care o văd eu în implementarea asta e că nu mi-am dat seama dacă el face un fel de reasoning legat de funcția asta, open. Da? S-ar putea să nu fac. Adică aici trebuie să mă bazez pe faptul că e corectă. Dacă nu e corectă, e posibil să-mi treacă sinteza de tip. Puțin probabil, dar e posibil să-mi treacă sinteza de tip. Și totuși ea să... Adică, sunt cazuri în care ar putea să întâmple asta. Da? Dar, din nou, aici am ajuns deja undeva foarte... foarte aproape de limitările hard ale sistemului de tipuri în Haskell. Da? Adică facem deja lucruri destul de neortodoxe. Știi că va fi tot timpul o dilemă clasică, nu diferent de tehnologie. Cum știm că, de fapt, compilatorul nu mai este bun? Asta e orice, orice poate apărea. Când am dat la doctorat, am primit o întrebare de genul ăsta. Este esențială. Da. Niște tip din Franța, folosind limbajul laptop, Iria. Da. Au făcut un compilator verificat formal, care se cheamă CompCert. Și e foarte, foarte... Nu știu dacă a fost folosit până acum. Mă rog, e targetat la Safety Critical Systems, chestii de genul ăsta. Și... Oricum nu are răspuns la toate întrebările, totuși. Sigur nu are, dar... Mă rog, au reușit să fac asta. A fost un pic achievement. Iria. Iria.
Dar mai bine caută comp cert. Comp cert, super. Că găsești exact ce ai nevoie. Mulțumesc frumos. Ok, cam atât am avut de zis. Tot ce am făcut aici se găsește în pachetul ăla de Haskell, da? Mă rog, tot ce am făcut legat de numere. Bineînțeles, recomandarea e dacă ajungeți vreodată să folosiți ceva de genul ăsta, să vă uitați peste el, da? Măcar peste definițiile funcțiilor, e pare destul de... Pe lângă add-nat avea și max-nat, el n-a definit așa vectorii cum am făcut eu acolo, ci are liste de lungime minimă, deci e destul de frumos. Și dacă asta nu vă e de ajuns, dependent types. Cam aici e destul de nasol. Am încercat acum câteva săptămâni să programez în Idris, să fac ceva un pic mai complicat și mi-am prins urechile. Da. Am încercat de mai mult timp să programez în Coq și a fost ok. Deci aici Coq e ceva mai ok. Dar, mă rog, ăsta e un subiect. Agda e fear improver pentru ce am uitat. Agda e oarecum asemănător cu Idris-ul, adică e un proof assistant slash limbaj de programare, doar că este foarte orientat către matematică. Și din ce am văzut, ei se bazează că tot ce o să faci tu, o să faci pe type checking. Știi? Adică e ok. Tipul de date al funcției teorema și după aia corpul este demonstrația. Dar demonstrația e un program funcțional. Okay. Which is pretty nice, dar e dureros de implementat. Nu înțeleg cuvântul manual type checking. La ce se referă asta exact? Bine, da, m-am exprimat prost. Acolo. Nu trebuie să-ți faci... Mă rog, până la urmă cam acolo o să ajungi, știi? Ideea e că tu trebuie, de exemplu, vrei să faci o afirmație despre un tip de date al tău, da? Că concatenarea unor... eu încercam să fac, dacă filtrez o valoare dintr-o listă, atunci valoarea nu o să mai există sau ceva de genul ăsta. Și să, practic, să demonstrez corectitudinea în filtr. Și până la urmă ajungeam să iau fiecare bucată, fiecare caz tratat de implementarea unui filter și să scriu ca un set de, nu știu cum să le zic, tactici, ceva de genul ăsta, care să arate că, că face type checking chestia aia, că tipul e corect, tipul fiind de fapt afirmația pe care am făcut. Deci cumva unea partea de tipul cu partea de valori, era da. Proof-ul care da, era... Asta trebuie făcută de către utilizator, nu mai aici o face Haskell în foarte multe lucruri. Dar o face pentru că sistemul de tipul Haskell e de fapt simplu, are tipul realizat algebrice, e cam atât. Păi, și limbajul ăsta în care îți faci cu manual type checking e Agda per se sau e un subset de Agda? Că mi se pare două limbaje diferite, dar limbajul în care scrie tipul și implementarea, și ai limbajul în care zici că astea două se pupă, sunt compatibile, nu? Nu, implementarea practic îți validează că se pupă. Pentru că implementarea, tu folosești o funcție care are tipul nu știu care și de fapt you fit the blocks together, știi? If it type checks, then ok, dacă nu face, dacă nu trece de type checking, type checker nu zice mai mult de atât. El zice, nu trece, mă, îți dă câteva hinturi câte poate și el, mai departe e rău, nerău. Adică trebuie să fii matematician, mai mult sau mai puțin. Da. Sau, bă, să știi destul de mult cum acum. Și pentru Idris și Agda, ai ceva interactiv care te ajută să demonstrezi? Da. Agda, nu știu, n-am lucrat cu el, dar Idris are un recurs care e foarte simplu cu ăsta din Haskell. Și are și un fel de proof tactics gen POC în de care... Da. Și e scris în Haskell.
scrisă. Haskell e scris în C și în Haskell. Ce maxim. Da. Haide, nu de memorie, folosim. Ok. Păi, cam atât am avut de zis. Dacă mai aveți întrebări...